Bun. Am, să zic așa, primul meu tutorial. La nebun de alb, la solul de la nebun de alb, am văzut că pe internet nu e niciun tutorial, așa că am zis să fac eu. E făcută după ureche, deci nu știu cât de bine e făcută, dar mie îmi sună bine. E în tonalitatea corectă, deci sper că e corect. Începe așa. În caz că nu mi se perfect, când o să arăt varianta completă la final, mai am o variantă în care mi-a ieșit perfect. Câteva variante în care mi-a ieșit perfect, că nu e chiar așa greu. Bun. Păi, prima parte e așa. O să las și tabulaturi. Bun, partea asta e un pic cam rapid. Deci o luăm așa ușor. Începem cu pe fretul 5. Coarda, parcă asta era 4, așa, nu? 1, 2, 3, 4, parcă așa, nu mai știu dacă de așa se numerota, dar nu, e irrelevant. Coarda asta, fretul 5. Așa. Deci, 5, 7, coarda de mai de jos, 5, 7, pe 7 și slide până la 9. Păi mie îmi place să fac cu degetul mic, așa, e, adică, în teorie, poți să faci cum vrei, ideea e să sune notele care urmează să sune, dar mie îmi place să fac cu degetul mic, e mai comod, un pic. A, da, și după chestia asta, e bine, poți să dai și cu degetul, sau cu ce deget vrei tu, poți să dai și în la, în basul de la, adică... Bun, și chestia asta e, deci dați 9, hammer pe 10, nu, așa, așa, 9, hammer pe 10, pull de pe 10, până apoi pe 9, pull de pe 9 pe 7 și încă o dată ciupit pe 9, deci. Dar nu sună, asta nu e chitara mea, nu-mi sună mie așa bine, nu-mi iese perfect sunetul. Bun, după partea asta urmează aici, fretul 9. Tot ceva de genul, adică e... Zece, 12, e 9, 10, 9, 10, 10 hammer pe 12, pull. Ceva de genul ăsta. 9, 10, 12. Ceva de genul ăsta ar trebui să sune. Bun, apoi pe corda si, pe fretul 10. Chestie simplă. 10, 12, 13, 13, 13. Bine, aici practic nu aud așa bine ce se întâmplă în cântec. Se întâmplă foarte repede și nu știu dacă fac perfect, dar ideea principală e că vă duceți cumva... În general, cântecul e cântat pe pentatonice. Vă duceți cumva aici. Bun. E bine să țineți și degetul mare, degetul arătător pe 12 aici, tot pe coarda si. Și începem cu degetul mijlociu aici, pe 13. Și...
Practic faceți... Deci... 13 pe 15... Pe 15 un hammer, hammer on. Pull... Pull, și de pe, pull de pe 15 pe 13, după aia pull înapoi de pe 13 pe 12. Următoarea coardă, coarda sol, pe fretul 14. Ne întoarcem pe 12. Ceva de genul ăsta. O să las și tabulaturi, în orice caz. O să le iau eu pe rând, dar e folositor să cânte cineva mai încet, poate, ca să... Pe mine mă ajută de obicei să găsesc tutoriale care sunt cântate un pic mai ușor. Sper că... Cântăm bucata asta, așa e ajutător. Bun. Urmează o parte un pic mai ciudată. Aici ne întoarcem pe... În continuare pe pentatonicele de la la minor. Aici, pe fretul 9, pe coarda sol. Da, așa era. Deci faceți pe 9, 10, așa. Chestia asta. După aia 12, 10. Bun. Observați. Dai. Ceva de genul ăsta. 10, 12, 10, 12 pe următoarea cea mai groasă. Înapoi, 10 înapoi, 12, 10, 12. La fel o să las tabulaturi pentru asta, pentru că și asta e o parte care se cântă mai rapid și mai ciudată un pic. După aia, imediat după urmează practic chestia asta, doar că aici. Rămânem aici pentru că după aia urmează să facem altceva. Bun, deci urmează după. Ok, urmează exact la fel ca la început, doar că pe coarzile astea. Observați, aceeași notă. Bun. Bun, acum. Bine, de fapt, după chestia asta puteți să faceți un strumming pe cordile astea, poate incluzându-o și pe asta pe care o țineți. Deci. După aia ne ducem pe corda si, 13, 12, după aia pe sol, 10, 12, 9, deci. Iar strumming. Și pe aia ajungem aici, pe 5. 5, 4. Trebuie să trecem în forma de la 5, 4, 5 5, 4 5 forma de la la minor. Deci practic ultima parte e așa. Parcă aici, nu? Da. Asta e partea mai rapidă. Ceva de genul ăsta. Hai să fac mai încet, ca să fie ajutător.
Cam asta ar fi. Făcându-mă odată cap-coadă, nu știu dacă mi-e simt din prima, corect, altă. Nu e chitara mea, pot să folosesc asta ca scuză, că nu e chitara mea, dar nu e neapărat o scuză bună. Adică în loc să dau asta, dată peste asta, aia. Se mai întâmplă, nu sună chiar așa aici. Puteți să dați așa un strumming în loc să bageți. Puteți dați peste toate. Nu sună chiar așa, dar cel mai bine e să dați direct pe la, nu cum am făcut mai devreme. Și cam asta e. O să lași tabulăturile. Baftă!